Am plăcerea unei noi întrețineri cu dumneavoastră, în jurul lui Eminescu, așa cum am mai avut acum o lună. De data aceasta, dacă admiteți și dumneavoastră, am dorit să ne delimităm perimetrul discuției, și anume la poezia de dragoste a lui Eminescu. Erotica eminesciană cred că este una din notele fundamentale ale liricii sale și merită o discuție cât de sumară în momentul de față. În primul rând, eu cred că în poezia de dragoste și concepția lui asupra iubirii și asupra femeii, există o mișcare aproape seismică, un contrast violent între sus și jos. Este o alternare între altitudinea la care vede el făptura feminină și abisul de jos în care o coboară în urma decepțiilor pe care le-a suferit. Aici aș vrea să mai notez faptul că suișul și coborâșul lui Eminescu privitor la ființa feminină este nu numai moral, este aproape și fizic. Femeia lui coboară din înălțimi astrale, vine la el, coboară, ca și cum ar fi o constelație care răsare și coboară, dar această coborâre, să zicem, fizică a apropierii de el, în cele din urmă se soldează printr-o decepție și printr-o cădere morală, ceea ce constituie, după mine, universul, ca să spun așa, erotic al lui Eminescu, adică această zguduire continuă, acest cutremur seismic între sus și jos, care produce patetismul și toate aceste accidente în geologia ființei umane, ca să spun așa, în scoarța telurică a ființei umane. Și o face să fie atât de bogată lirica eminesciană, poate una din cele mai bogate care există în această materie. Adică pendularea între Venere și Madonna. Între Venere și Sau între Madonna, Madonna exact. și Venere, dacă am pune ordinea pe care ați indicat-o dumneavoastră, femeia care vine din stele și Cred care se că mai prăbușește, curând de sau așa, Dalila, care se prăbușește cu ca o riscul Dalila. de a Așa, inversa inversa titlul termenii, da, eminescian, titlul cred că eminescian. acesta este cursul Da, pe da, care da, îl da. urmează Eminescu. Aceasta este oscilarea lui permanentă, dar nu numai oscilare, ci cum ați spus foarte bine, ea ia un caracter de seism. Această mișcare interioară se înalță până la gradul marilor cataclisme. Da. Și asta afectează chiar, aș zice, cumva existența lui. Da. Pentru că poezia erotică Existența și chiar concepția și întreagă despre concepția, lume și totul, viață. adică totul e Da. afectat Da. sub acest raport sau din acest unghi de vedere deschis asupra lumii cu obiectivul îndreptat asupra centrului acestei lumi care este femeia ideală, femeia iubită. Aspirația spre Da, această perfecțiune este un feminină. centru, cum foarte bine ați spus, aș spune un nod, nu-i așa, care, de la care pleacă rețelele întregului univers eminescian. Adică pleacă în extensiune, fiindcă de aici provine și o concepție generală asupra cosmosului, asupra naturii, acel ordo amoris a lui, așa, este cunoașterea prin iubire, prin atașament, prin această cununie între sufletul lui și sufletul cosmic, iar pe de altă Natura parte, imensă, sigur. sigur, iar pe de altă Văzută parte, feminin de el, da. este ceea ce am numit concentrarea intensivă la el, este o cale de cunoaștere a propriilor lui străfunduri. Fără-ndoială. Este ceea ce am numit dulcele eminescian sau inefabilul din propria ființă pe care ia priză, de care ia cunoștință, tot cu acest prilej, pornind tot de la acest nod central al iubirii. În așa măsură stăpânește dragostea, viața și gândirea și opera poetului, încât înălțările și căderile de care vorbeați sunt
prezente și simțite la fiecare pas. Adesea, în unele poeme, înălțarea și căderea sunt alături, dar și în mai mare, aș zice, există în poezia erotică eminesciană și în poezia eminesciană în general, de fapt, două etape mari care vorbesc despre aspirație către ideal, exultanță, nădejde, viziune interioară și după aceea cădere, stingere, însingurare, dezamăgire. Perspectiva fericirii și decepție. Și decepție. Da. Și asta se simte și în mare și Ibreleanu, vă amintiți? Făcea o observație foarte strict de versificație tehnică în legătură cu poezia eminesciană, spunând că în perioada de tinerețe, în prima perioadă creatoare, cam până la 76, zicea el, stăpânește în opera lui Eminescu, lirica, în lirica lui, versul trohaic. Și că după aceea, după 77, și mai exact, după 79, stăpânește în opera lui Eminescu versul iambic. Ei, lucrul e foarte interesant pentru că, iată, tehnica versificației se întâlnește cu viziunea de care noastră vorbeați adineaur. Adică troheul este pentru Eminescu, versul trohaic este acela în care își exprimă viziunea aceea strălucită, arzătoare de pasiune, de aspirație către centrul lumii pe care îl dorea cu atât ardoare atins, și iambul vorbește despre perioada aceea de cădere amară. Și cât despre poemele care ilustrează aceste două perioade, ele sunt strânse într-un anumit fel care mi se pare foarte expresiv. Adică, pe de o parte, în prima tinerețe vom întâlni, știu eu, Sara pe deal, lacul, trăiața din povește, povestea codului, povestea teului, dorința, toate lucrurile acestea pline de elemente folclorice, în care iubita îmbracă acea haină, acea mantia regalității impresionante, ea este o creasă din povești. Totul se petrece într-o natură grandioasă. Și într-un sens ascendent. Ascendent, tot da. Timpul pe verticale. Da. Și totul converge la realizarea unor sinestezii admirabile. E vorba de culoare, de tonalitate însăși. Totul este consonant spre a realiza un cadru admirabil pentru întâlnirea, cum zic eu, întâlnirea de dragoste, care se petrece foarte rar. De obicei, la Eminescu, întâlnirea de dragoste are loc în tip ideal, vom, zice el, ne om răzima capetele unul de altul, așa mai departe, ne om întâlni, adormi vom troeniva, adică în clipa în care își imaginează cu o putere enormă, proiectează întâlnirea aceea în viitor și într-un singur loc sau în două locuri se petrece întâlnirea, în basm, în călin, file de poveste, în final, adică așa de adânc aspiră spre centrul lumii, încât nu-l atinge decât, știu eu, în ipostaze absolut ideale, să zic. Dar puterea gândului este atât de intensă, încât întrece orice realitate, care poate să și lipsească. Da. Fiindcă este tocmai această putere în sens ascendent a gândului și întrânsa se realizează, poate, nucleul dragostei la el. Așa este, pentru că, uite, de pildă în creața din povești, ai sentimentul unei întâlniri iminente de dragoste, dar de fapt nu e decât ea în poezie, creasa din povești, cea în... ai cărei ochi toate basmele se adună. Iar lacul, el e nefericit, ca un poet romantic care se respectă, colindă de-a lungul malurilor cu tristețe, dar tristețea nu e foarte... fiindcă simți iarăși că iubita va veni sau va apărea. În orice caz, dragostea și este țieși îndestulătoare. Da, e foarte subtilă observație, într-adevăr. Ceea ce arată că dragostea, așa cum spunea odată Grill Parzer într-un jurnal al său, este independentă de ființă, se simțea îndrăgostit, însă nu de o anumită ființă, avea starea de îndrăgostit, pe care putea să o proiecteze asupra uneia sau alteia. Însă această stare era imanentă, era o ipostază, această ipostază se simte și la Eminescu, cu foarte mare putere, cu foarte mare putere. Ca după aceea, bineînțeles, după mare dezamăgiri, totul se întunece, natura aceasta magnifică pe care el o luminează și o creează, aș zice aproape. Aș putea spune chiar mai mult, aș putea spune că însăși întâlnirea concretă sau contactul concret cu obiectul legitim al iubirii, care este femeia, tocmai acela
îl face să descindă în abis. Adică atâta vreme cât există numai puterea gândului, el este înaripat, purtat în sus. Cum dă de obiectul concret, acela îl decepționează. Pentru că acela nu mai e purtător al perfecțiunii pe care el a imaginat-o. Da. Este totdeauna un decalaj. Între proiecție și, da, și simplul obiect al reprezentării. Da. Și interesant e că Luceafărul, de pildă, este tot o astfel de poveste. Sigur, e chiar suprema poveste. Suprema poveste în care se concentrează, ca și în unele dintre scrisori, de altfel, între a patra și între a cincea, toată această dramă a aspirației și a respingerii, a căderii, a imposibilității de realizare. Da. Foarte complexă, bineînțeles, dar cu multe, aș zice, aspecte secundare, care nu sunt înțeles în alte poeme. Luceafărul aduce o imagine, de data asta, de un dramatism rar, numai un patetism simplu, pentru că intrăm și în metamorfoze, adică eroul încearcă totul, tot posibilul, da. Pentru adică este apropierea. Reliefful cel mai puternic care poate să existe în poezia de dragoste a lui Eminescu, e toată puternic reliefată. Adică există, ca într-un pasorelief, există laturi proeminente, foarte luminoase, înalte, proeminente, și există săpături adânci. Ori, eu știu, aș de aici să vorbesc de anabazicul și catabazicul, de care așa amintește Blaga. Este foarte puternic accentuat acela Eminescu în poezia de dragoste. Și de aceea spun că reprezintă gama cea mai bogată, cea mai vie din întreaga lui lirică. Adică este drumul cel mai complet și în același timp cel mai extins pe care călătorește spiritul eminescian. Adică își descrie întreaga traiectorie. Da. Și dedesubt, nu întâmplător, pământenii sunt ceea ce reprezintă mărunta viața omului, fără fascinanta capacitate de fantazare, de cuprinde a geniului. De fapt, aici este neîntâlnirea. Da, și este, cum foarte bine spuneți, este poate punctul de identificare cel mai vizibil al genialității eminescene. Adică ceea ce pe el îl desparte de ceilalți oameni, de relațiile obișnuite omenești, care nu au o curbă de variație și o rază atât de extremă.